Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vorbim despre construcțiile din orașul Constanța. Nu ne-am axat pe foarte multe, ci numai pe două, trei. Sunt construcții care deranjează pe unii vecini. Alții spun că este bine că se construiește în oraș, așa apar și locuri de muncă, așa se majorează și bugetul orașului. Este explicația pe care a dat-o un politician, poate vom vorbi pe larg despre acest lucru. Invitatul meu de astăzi este președintele Ligii pentru Drepturile Constanțenilor, domnul Bogdan Chircorian, care a documentat cel puțin un astfel de caz. Vorbim astăzi despre blocul de la... Bună seara! Ce bloc? Bună seara! Salcâmilor. Strada Salcâmilor. Zona Trocadero. Unde vine zona Trocadero, da? Acum între strada case, Poporului de case, și... Între Poporului și Farului. Și Farului. Mai precis, da. Și este o construcție edificată pe terenul unei foste autobaze, nu știu ce a fost acolo. Un garaj, ceva de genul ăsta. Al celor de la Drumuri și Poduri, dacă nu mă înșel, nu știu exact, chiar nu contează. S-au alipit mai multe loturi de teren și așa a ajuns să fie un singur lot cu destinația asta. E o problemă acolo, în sensul că noi am aflat din presă despre acest proiect, dacă nu mă înșel, chiar de la dumneavoastră, acum vreun an. Da, am scris acum despre acest subiect. Sper să da, nu mă înșel. Pentru că oricum, din presă am aflat. Mi-au spus vecinii de acolo, se construiește ceva, că exact, nici noi nu și așa am auzit, în acest moment, noi am făcut procedura prealabilă. Există niște termene care trebuie să curgă, ajungem și în instanță cu el. O secundă, avem în imagini și acum pot vedea telespectatorii exact blocul despre care vorbim. Imaginele sunt luate acum câteva zile. Este la ce etaj, dacă am văzut bine? Cred că la etajul 4, ca să-și poată da seama exact oamenii cam, este, da, cam unde vine, cum este încadrat. Bun, în primul rând, până la plângerea prealabilă, ce vă nemulțumește? Să ridică un bloc, care e problema? Nu e nicio problemă dacă s-a ridicat legal. Cu respectarea condițiilor legale. Stați un pic, și a normelor juridice. E o acuzație gravă, spuneți că nu este ridicat legal. Eu așa cred, așa consider și atunci mă adresez instanței. Instanța spune deci dacă am dreptate sau nu. Nu dacă e legal sau nu, aveți indiciile pe care le am. Indicii. Indiciile pe care le am, să lămurim lucrul ăsta. Exact, conclud că forțează puțin legea. Vă spun și de ce. Acolo a fost o bază industrială de garaj, de... ce a fost ea acolo. Nu poți, într-un cartier de case, să păstrezi indicatori de zonă industrială. E anormal. Nu se respectă puzul, cutul, potul și toate astea. Regimul de înălțime pe aceeași parte a străzii nu-ți permite să te ridici cu mai mult de două etaje decât cea mai înaltă clădire. De unde știți asta? E în lege, cum de unde știu. Scrie pe care parte? Pe strada aceea? Vorbiți despre dacă stradă? Dumneavoastră vă apucați să construiți mâine o clădire pe o stradă, într-un cartier de case, nu vi se permite să vă ridicați cu mai mult de două etaje decât cea mai înaltă clădire de pe aceeași parte. Dar eu am văzut o mulțime de blocuri ridicate. Iată, cu mai mult de două etaje, da, nu numai acest. O asta mulțime. Nu înseamnă că e ok. Da? Da. Dar în zona aceea avem, chiar la intrare pe strada Poporului, un bloc de vreo 7 etaje, nu știu dacă sunt 8, construit de... Mă rog, un om de afaceri, nu se dau numele. La Trocadero, da, construit de mult. Este chiar este pe aceeași parte cu blocurile vechi, da? E pe aceeași parte. Deci strada este, domnule, și fix e pe cumva aceeași... pe Poporului, da, da, nu e pe chiar pe colț, că pe colț e o unitate de alimentație publică cu o terasă. Înțeleg unde pateți, dar e... Da. E se, nu intră, se intră pe de acela, pe Poporului. Dar... Nu, eu nu spun de... Eu întreb numai, acolo s-a putut și e făcut de un afacerist pe care primarul este... Decebal Făgădău spunea că vrea să-l cloneze. Ce vreau, da, să spun este că s-a mai, a zis acum câțiva ani, că s-a construit în zonă. Da. Este adevărat, s-a construit pe Poporul și vis-a-vis și în zona aceea. Dacă o să vă uitați la clădirile de vis-a-vis, cam așa sunt, cam cu două etaje mai înalte decât cea mai înaltă clădire. Nu mai mult. Da, am înțeles. Nu poți să construiești 9 etaje și 6 etaje într-un cartier de case. Vă spun și de ce. Odată traficul. Deci murim acolo în cartierul ăla. Asta Farului este cu sens unic acum. Unde descarcă traficul? Pe unde? Poporului se blochează zi de zi deja. Da, în perioadele întreb, nu știu, de dimineață și după amiază... Ce facem cu canalizarea? Că nu are, colectorul nu are capacitatea să preia... Da, tot ce poate să furnizeze o clădire așa mare. Că s-au făcut niște studii acolo. Credeți? De autorizație fără... Păi sunt convins, da. Ia să vedem. Ce aveți acolo? La autorizația de construire s-a depus o documentație în spatele ei. Unde nu am găsit nimic de canalizare, dar am găsit de locurile de parcare.
Deci vorbim acolo despre două blocuri, de fapt, unul sunt de două etaje și unul de șase. Cam câte unități locative? Nu știu să spun exact în momentul ăsta. Nu mi-aduc nici eu aminte, nu, știu că am scris. Da. Ei spun așa, că este nevoie de 32 de locuri de parcare la două blocuri. Da? Scrie aici. E o hotărâre de Consiliul Local care e în vigoare de aproape 2 ani de zile, care spune că trebuie să ai 1,2 locuri de parcare la fiecare apartament. Da. 36 par puține. Aici spune așa, pentru zona de locuințe, conform articolului la parcaje și așa mai departe, vor fi prevăzute câte un loc de parcare la 20 apartamente în locuințe colective cu acces și lot în comun. Deci pentru 63 de apartamente necesarul este de 31,5 locuri, adică rotunjit 32. Dar să știți că în ce am scris eu în 2018, parcă, sau 19, văd că viitorul complex va avea 64 de apartamente, din care 14 garsoniere, 41 de apartamente de 2 și 9 de 3 camere și sunt prevăzute 65 de locuri de parcare în incintă. Uh-huh. Și spații 65 de locuri de parcare. Acum, aici e o problemă și problema care se ridică este dacă e de ajuns, o să ne lămurim dacă sunt câte spune sau 65, dacă e de ajuns loc pe loc. Vom vedea, studiem asta. Vom vedea cum vor sta lucrurile. Dar de ce credeți? Acum e o problemă cu construcțiile acestea și vă spun imediat care. E o modă, am văzut în Constanța, nu toată lumea, dar unii constructori practic asta și obțin o autorizație pe o clădire, după care se duc și o extind. Nu mai fac 4 etaje, fac 9. Din 4, 9? Da. Există posibilitatea de a... Sau mai fac încă 2, sau mai nu știu. De a supraetaja clădirea cu 20% din suprafața construită, parcă sau suprafața utilă, dar este perfect legal. Da, e adevărat. Da. Deci de la 4, probabil că poți să faci 5, știți, perfect legal. Din 4, 9, nu știu. Mă gândesc la blocul de pe Traian, cel de lângă fosta Dioda. Blocul vechi, turnul vechi. Știți că lângă el s-a construit o monstruozitate, a apărut acolo, lipită de el. Da, nu știu exact, da. Nu știu cine o construiește, nu mi-am amintesc în momentul ăsta. Da, să nu spune numele de firmă, că nu sunt aici. Da, da, da. Tocmai. Este un bloc aproape lipit de turnul vechi. Nu știu ce distanță e între clădiri. A, construcția care e oprită. Exact, acum. Da. Da, 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 știu despre ce vorbim. Da. Exact despre asta e vorba. A fost o autorizație de construire și s-a obținut alta ulterior. Acolo vorbim, regimul de înălțime, modificare. Lucrările stoprite, dar văd că stoprite la etajul 2. Nu știu cât avea. Acolo nu permite puzul? Că vorbim totuși de un pe plus 10 în zonă. Cu da, siguranță că turnurile pe care le vedem acum au 10 etaje. Dar trebuie să existe o limită de decență, în primul rând, dacă nu legală. Păi, nu te apropii cu blocul, nu te lipești de unul vechi. Da, nu dăm mâna, nu schimbăm țigările de la un geam la altul. Dar trebuie să existe o limită legală, nu de decență. Legală, atât. Cu siguranță. Da. Dacă respecti legea, poți să construiești. Cu siguranță, da. Știți că am văzut exemple de acest gen în multe cartiere. Eu locuiesc în Compozitorilor și acolo e un festival al blocurilor construite unul lângă altul. E un tango, e nu știu cum se spune. Nimeni nu se preocupă de zonele periferice ale orașului, toată lumea este concentrată, la, nu știu, mă credeți, le-aș lua pe toate la rând, dar nu pot, este imposibil. Omenește n-ai cum să iei tot la mână. Trebuie să fie administrator public ca să știe exact ce se întâmplă peste tot, altfel n-ai cum. Noi aflăm de la dumneavoastră, de la alții din presă și tot așa ce se întâmplă și ce se construiește. Da, știu și problema în Compozitorilor, și cu canalizarea, și cu străzile și așa mai departe. Sunt, da. O precizare, colegii mei au transmis o invitație oficială societății comerciale care construiește acest imobil. Le-am spus că realizăm o emisiune pe această temă, i-am rugat să vină să-și expună punctul de vedere. Nu am primit un răspuns până la ora înregistrării acestei emisiuni. Le spunem însă și pe această cale că sunt bineveniți oricând să vină să-și spună punctul de vedere. Am încercat personal acum un an să iau legătura și nu am reușit. Înainte de a continua discuția, haideți să vedem ce spun doi dintre constanțenii care locuiesc în zonă, ce părere au ei despre blocul care se construiește lângă casele lor. Da. Dar cum vi se pare oportunitatea unei astfel de investiții lângă casa dumneavoastră? Păi nu știu. Adică vă mulțumește? Practic va apare un bloc lângă casa dumneavoastră. Da. Nu sunt în măsură să vă răspund, nu știu. Trebuia să pună plasă de aia. Uite, să vă arăt în curte, întindem rufele. Ia să vezi pe ele acum.
Le-am scuturat, iar se pune... Am copil și acum la copilul trebuie să se nască și aici este o infecție și o mizerie. Nu se protejează nimic ca să protejeze. Este o mizerie peste tot și o infecție și ni s-au crăpat pereții. Nu știu ce am fost peste ei. Înțelegi? Și a venit inginer cu doi constructori, în trei zile ne-a reparat. Dau bani, au bani și asta e, cu mită, asta zic, că nu cred eu că aici s-a luat aviz pe bune, că uitați-vă ce distanță este față de casă. Noi nu putem să luăm aviz la o masadă și s-a dat la un bloc. Ne deranjează foarte tare, ne-a zguduit pereții în casă, ne-a... E ceva de nedescris. Eram în par, să dea Dumnezeu dacă vă mint. Zic, bă, cu tremur, că încolo ăștia, cum... Noi nu putem să luăm aviz la o masadă și s-a dat la un blog. Ne-am întors, ați văzut ce declară o parte din oamenii, n-am putut să vorbim cu toți care locuiesc acolo. Cred că ar fi o idee bună să mergem, să discutăm și cu investitorul, așa cum spuneam, pe care îl invităm într-o emisiune, dar și cu mai mulți dintre locatari. Sunt curios dacă sunt mulțumiți sau nu de apariția acestor blocuri în zonă. Bun, ați spus că ați depus o plângere prealabilă. Ce înseamnă asta? Este o procedură prealabilă, se numește. Sunt niște pași care trebuie urmați și nu putem sări peste termene. Că nu se poate. Trebuie respectate niște termene. Și atunci așteptăm să curgă aceste termene, mergem în instanță și judecătorul. Instanța va fi cea care va decide dacă este legal sau nu, sau dacă trebuie modificat ceva sau nu. Nu noi, nu altcineva. Care sunt situațiile de lucru? Avem, unu, instanța spune că e legal și blocul continuă, sau doi? Nu, da, se poate și asta. Sau dar doi? Nu cred. Vă spun și de ce. Vă amintiți de proiectul cu miniaturi din Parcul Tăbăcăriei? Da, sigur. Din 17, dacă nu mă înșel. Bun. Ne-am apucat de el și l-am oprit. Miniaturi pe fonduri europene, transfrontaliere. Și doar o mică precizare fac la acest subiect. Mi-a tras atenția în raportul tehnic. A avut un raport tehnic acel proiect. Erau, printre altele, cu parc în parc, îngrădit și așa mai departe, a fost vorba de o casă de bilete care avea o fundație de 90 de centimetri. Scrie în raportul tehnic, pe site-ul primăriei. Știți ce înseamnă radier de 90? Ce să însemne radier de 90? Da, deci bucata aia... Eu am filologie, nu știu. Bucata radier... aceea, pătratul acela de beton, pătratul pe de care beton. Se așează înțeleg, clădirea, da? Pe un radier de 60 se pune blocul 4 etaje lejer. Păi nu se făcea bloc acolo, nu. Scria foarte de clar. De ce este nevoie, întreb, de ce este nevoie de o fundație de 90 la o casă de bilete? Să nu ia vântul, că dacă bate vântul dacă bate vântul și zboară toneta aia cu posibil, tot cu oameni. Da, așa. Serios? Să fie ancorată bine. Să fie bine, să nu fie rău. Înseamnă că era făcut cu simț de răspundere. Cam cât durează un astfel de proces l-am anulat și... Cât a durat, de exemplu? Cam cât? Un an? Nu mi-aduc aminte, da. Un an să fi trecut, da? Vă mai spun de un proiect de care ne-am apucat. Dar stați un pic, sunteți mulțumit totuși că l-ați anulat pe cel din Parcul Tăbăcăriei, pentru că acolo, pe lângă cei 90 de metri pătrați care se betonau, lucrurile arătau așa, arătau o amenajare a spațiului care există acum, un parc în parc, ce-i drept. Noi vedem așa că după un an de zile zona e în continuare părăsită, arată ca după război, sau mă rog, arată rău, când putea să arate bine. Și nu arată bine din cauza dumneavoastră, domnule Chicorian. Credeți că dacă ar fi demarat acel proiect, ar fi arătat bine acum? Eu sunt convins că am văzut pozele, dar cu siguranță arăta mai bine sunt decât arată acum. De ce n-au făcut acest proiect? Bă, este puțin anormal. De ce să faci un parc într-un parc? Dacă există parc, de ce să nu îngrijim pe ăsta pe care îl avem acum? Păi se pare că nu l-au îngrijit. Vă simțiți vinovat că arată parcul Absolut. Așa rău? Eu? Arată acum? Sunt pentru că public. Ați blocat proiectul și pentru că puteam avea un parc frumos, ați văzut ce nu, bine arată. Am fi avut acum betoane, praf de la ciment, nisip. Păi nu poți să construiești fără nisip și fără praf, dar după ce se termină totul, am fi avut noi toți un parc de care ne bucuram. De ce nu l-a făcut pe variantă? De ce nu l-a făcut în altă parte? De ce trebuia parc în parc? Asta n-am înțeles. Era mai simplu. Haideți să vă spun ceva. Instanța a zis ca noi. A zis că da, aveți dreptate. Argument mai mare ca asta, ce să vă dau? Și mai greu. Am înțeles. Deci, în cazul acestui bloc... Hai să vă mai dau un argument. Regulamentul cu parcările. Știți că ne-am apucat de el. Aici să știți că ne certăm că... Nu. Și vreau să fac o precizare pentru că s-a înțeles greșit. Nu a contestat nimeni cuantumul, cât costă parcarea. N-a contestat nimeni. De ce ați contestat acolo? Ia să discutăm despre parcări. Am zis că vorbim puțin despre spații verzi, dar imediat, revenim la spațiile verzi. Okay, modalitatea în care se încasa era foarte discriminatorie.
Da, să știți că nu s-a contestat, din ce am citit eu în presă, numai acest lucru, ci și mai multe. Dar, sigur, mă rog, că da, pentru că vă deranjează în primul rând faptul că se plătește cu telefonul. În integralitatea lui era plin de vicii acest regulament. Și instanța a zis, da, aveți dreptate. Vi-l dau să-l citiți. Instanța a zis într-o primă instanță, da, că exact, aveți dreptate. E, mâine urmează, da, nu mâine. Noi o să difuzăm... Când o să difuzăm noi emisiunea, probabil că vom avea o decizie dacă exact cumva nu se amână. Dar e interesant punctul de vedere. Ce vreți dumneavoastră de la... Să sau ofere posibilitatea locul tuturor persoanelor, seniori, tineri și așa mai departe, să plătească. Nu să-l obligi să aibă un telefon mobil la el ca să plătească parcarea. E normal. Păi dacă nu are bani, ce să face? Nu, dacă nu are bani, are telefon. Dacă nu are telefon, are card. Dacă nu are card, nu știu, are ceva la el. Dacă îi le pui pe toate la dispoziție, nu mai are motive să spună n-am putut, domnule, să plătesc. În Brașov, acum câțiva ani de zile, se plătea numai cu... Parcometru. Da, numai cu bănuți. Parcometru. Când plecam de acasă la munte în Brașov, strângeam două zile bani de la toți cunoscuți. Dăm și mie 5 lei, dăm și mie 1 leu. Umpleam mașina și mă duceam și puneam acolo niște bănuți. La un moment dat, când mâncam, mi-am dat seama că în 10 minute expiră parcarea. Trebuie să plec de la masă, să mă duc până la nenorocitul de parcometru, să mai pun niște bănuți, să mă întorc să mănânc. Nu e mai simplu să plătesc cu telefonul? Din punctul de vedere. Ai mașină? Da, îți permiți o mașină? Domnul, nu cumva îți permiți un telefon dacă îți permiți o mașină? Hai să vă spun ceva. Taică-mi nu știe să umble la telefon. Habar n-are. Are 80 de ani și nu știe ce. Dar știe să conducă? Da. Dar ce-i mai simplu, domnule Chircovia? Dar el știe cu telefon din ăla, normal, da? Am înțeles. Și nu numai el. Sunt mulți în situația asta. Sunt foarte mulți. Dar ce e mai simplu, totuși? Să trimiți un SMS sau să conduci o mașină? Eu vă spun ceva. Cel mai simplu ar fi fost să existe metode alternative de plată. Eventual să fie unul care încasează, sau dacă nu e ăla care încasează, să fie un parcometru, să fie și asta cu SMS. Da? Știți că de când s-a introdus acest sistem, au crescut încasările foarte mult, avem niște cifre, nu știu, pe de râs, pentru că cel care încasa... La parcări? La parcări. Cel care încasa... A, furau cam codru. Eu nu spun că furau. Poate îi mai cădea banul pe jos, poate îi mai... Da. Asta unul la mână, da. Parcometrele acelea sunt o idee bună, pentru că ele apar peste tot. Dar nu vă e teamă că vor împovora bugetul și așa sărac? Vă dați seama cât ar putea... Am înțeles că e bogat. Ați înțeles din declarații publice la 771 de milioane de lei venituri în 2020? Am înțeles, greșit înseamnă. Ați înțeles ce ați vrut să înțeleagă unii. Da. Nu vi se pare, nu serios, că ar împovăra bugetul? Am văzut, dar nu fac nicio paralelă, că în București s-au plătit sume exorbitante pe astfel de parcometre. Vă răspund cu o întrebare și să nu luați în mine de rău. Știți cât costă un stâlpișor? Să știți că m-am uitat pe SICAP, dar nu era foarte scump, nu. Nu știu să vă spun acum, era câteva zeci de lei. Din aceștia pe care îi vedem pe stradă. Cât costă el cu manoperă, cu tot demontat și așa mai departe? Nu știu, cu manoperă. Haideți să vedem pișorul ăla demontat unul singur și să facem comparație cu cât costă un parcometru. Am înțeles, e opinia dumneavoastră, vreți să fie parcometre în Vreau să fie... Nu vreau să fie discriminare în oraș. Vreau să fie egalitate, să poată oricine să se manifeste cum vrea și cum dorește. Nu să îi impui niște limite. Bun, așa mi s-a părut. Dacă nu vreți discriminare, cum vedeți ca reprezentant al asociației parcarea rezidențială, parcările de lângă blocuri, cum ar trebui să fie? Oh. Pentru toată perioada, 24 de ore, numai pentru unii, numai pentru alții. Asta este o problemă orașului Constanța. Da. Ia să vă aud, că nu vreți discriminare. Stâlpișorii au rezolvat o problemă și au generat încă două sau trei în plus. Asta trebuie să recunoaștem, da? Parcările, dacă nu mă înșel, ni s-au promis în 2016 din astea, etajate prin cartiere. Nu? Sau mă înșel eu? Patru parcări supraetajate și una subterană. Patru parcări în cartier, în cartiere și una sub parcul de la... Eu cred că în Tomis Nord ar trebui numai vreo patru. Și înțeleg că e o problemă cu identificarea terenurilor, unde le construim. Păi și ce facem? Până le construim, că probabil că va mai dura 4 ani de zile. Aș putea să vă răspund la întrebarea asta... foarte pertinent, dacă aș fi administrator public, dar nu sunt. Păi da, poate să vă spună cei care sunt la butoane. Ați atacat regulamentul. Sunteți, da? Revin cu întrebarea. Hai, reveniți. Bun. Sunteți de acord ca în intervalul 8-17, așa cum a decis primăria Constanța, aceste locuri de parcare să poată fi folosite de oricine? Vă referiți la cele din zonele rezidențiale, la cele, nu? Din zonele rezidențiale. Care deja au fost vorbesc. Plătite de altcineva ca nu, să fie ocupate? Care fuseseră plătite anul trecut, dar începând din acest an, oamenii știu foarte clar care sunt regulile. Eu plătesc pentru toată perioada, exceptând 08-17. Nu e ok. Nu e ok? Nu, din punct de vedere administrativ nu e ok. De ce?
De ce să-i mai iei banii omului atunci? Îi iei banii omului pentru perioada 0-24, cu excepția perioadei 8-17. Păi da, deci și sunt... Știu despre ce este vorba, pentru 16 ore, nu pentru 24 sau 12, cât n-ai visat. Și atunci veniți dumneavoastră, oricine, vine altcineva și pune mașina pe locul pe care îl plătiți dumneavoastră, acel interval. Am făcut asta, în intervalul în care am voie să... Exact, intervalul în care are voie să vină. Da. Și veniți dumneavoastră în intervalul în care aveți voie să parcați. Da. Ați plătit pentru el și nu puteți că eu... Nu, n-ați plătit pentru el. Păi asta e ideea, că n-ați plătit. Ați plătit numai pentru perioada până la 8 dimineață și după 17. Păi da, și după 17 vreau să parchez mașina. După și găsesc loc ocupat. La ora 19:30. E ocupat de la ora 2 după amiaza. Da. Sunați la locală, omul ăla primește o amendă sau ia mașina. Da, serios. Dar vi se pare normal că dacă eu am un loc de parcare, plec cu mașina de dimineață la 8 la muncă, mă duc și ocup altul de parcare... Nu, știu ce vreți să spuneți, da, știu ce vreți să spuneți. Că țin, o mașină ține două locuri blocate, nu? Sigur că da, așa se întâmplă. Ar trebui rezolvată problema asta. Cum? Da. Știu, nu știu. Păi nu e cea mai bună soluție asta? Mă duc la primărie și o să vă spun după ce stau de vorbă cu primarul. Candidați la primărie? Nu, doamne iartă-mă, nu. Mă duc și vorbesc cu primarul. Mă duc și vorbesc cu primarul și îl întreb pe el. Bă, primarul Constanții a spus că asta e soluție. Cine pleacă după amiază de acasă, lasă locul liber, vine și parchează altcineva, la ora 17 se face rocada pentru că noi folosim mașină pentru a ne muta din locul A în locul B. De ce să-l țină ocupat? Da, așa este, da. Păi nu trebuie, sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Că ați atacat lucrul ăsta în instanță. Nu, n-am atacat asta. Am atacat regulamentul cu parcările ăsta care se aplică în oraș, da? Nu în zonele rezidențiale. N-are legătură. N-are legătură. E o problemă asta. Parcările rezidențiale, să se plătească parcarea în Constanța sau nu? Nu rezidențiale, cele... Sigur că de da. Pe care le-ați atacat. Da, sunteți de acord cu plata, da? N-a contestat nimeni că costă 10 lei sau 100 de lei. Nu. Modalitatea în care se plătește am contestat-o. Am înțeles. Pentru că este discriminatoriu regulamentul. Deci dacă... Așa am considerat noi. Se pare că și o instanță până acum a considerat o la fel. O primă instanță, da. Dacă primăria decide să spună, uite, pun parcometre sau cum se cheamă, sau mai pun și câte un om care să ia banii, sunteți de acord cu regulamentul acesta de parcare, doamne, care prevede și plată. Nu, să știți de ce? Da. Pentru că foarte, domnul Hagi, foarte în toate orașele din lumea asta, corect, se plătește parcarea. Foarte te duci mulți... în centru sau unde te duci, plătești parcarea, nu este anormal. Foarte mulți oameni spun așa, domnule, nu mai plătesc, pentru că mi se pare normal, e orașul nostru. Nu este plătim așa. Primăria are și ea niște cheltuieli, hai să fim realiști totuși, da? Primăria nu vine cu bani de acasă, sunt tot banii noștri. Ai tuturor. Trebuie să se facă ceva cu ei. Locul ăla de parcare trebuie să se înființeze cumva, să se curețe, să nu știu ce se întâmplă. Corect, da. Știți care e problema aici? Problema e că s-au încasat peste 4 milioane de lei, cred că 4,5. Banii aceștia nu se duc într-un fond special pentru parcări, pentru mobilitate urbană, pentru, nu știu, îmbunătății modul de lei. Cam aproape un milion de euro, dacă nu mă știu, după niște calcule. Am scris, dar voi verifica. Este interesant de știut. Nu știu ce s-a întâmplat cu... Vă spun eu, au intrat în bugetele primăriei jumătate din bani și ei confort urban, care se ocupă de parcări, dar nu au o destinație specială. Adică noi nu plătim pentru a ști că, nu știu, se strâng banii aia și se va face o parcare din cele promise în 2016. Exact. Se duc într-un buget acolo, din care se pot plăti salariile funcționarilor, orice. Asta e problema. E o mare problemă, da. Salariile funcționarilor n-ar trebui să fie plătite din sumele încasate din parcare. Da, intră într-un buget și se duc... Nu, ar trebui să fie un buget separat pentru parcare. Să aibă o destinație specială. Și atunci construiesc parcare în Tomis-Nord, construiesc și în kilometru 4-5 și așa mai departe. Da, e o problemă aceasta. Am făcut un calcul, să știți că nu se pot practic construi în municipiul Constanța atâtea parcări câte mașini sunt. Sumele ar fi fabuloase. Nu știu, avem nevoie de peste un miliard de euro, deficitul este de peste 80.000 de locuri de parcare. Eu vă întreb așa, Uniunea Europeană oferă fonduri pentru așa ceva și suport și tot ce trebuie. De ce nu luăm de la europeni banii și să facem parcări? Pentru că nu asta este soluția. Nu poți construi, repet, atâtea locuri de parcare pentru câte mașini sunt. Dacă îmi dau alții bani, Nu poți să construiești banii altora? N-ai unde, să construiești 80.000 de locuri de parcare. Avem nevoie de cel puțin 80.000 de locuri. Haideți să separăm lucrurile. Cei care locuiesc la case își parchează mașinile în fața porții, în curți, în garaje, treaba lor. Nu ne interesează de. Mă rog. Cei care locuiesc în cartiere de blocuri, acolo este problema. Corect. Da. Că știți ce se întâmplă? Se duc și mai puțin parchează unul peste altul. Și... Fiind onești acum, nu poți să stresezi un om cu aspectul ăsta. Vine acasă și se învârte jumătate de oră în jurul blocului până găsește loc de parcare, cine știe unde. Că locul lui, probabil plătit, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, e ocupat de altă mașină.
știu. Ceva. Eu cred că și este o stare de stres așa generală din cauza corect, asta. Corect, dar și sistemul acesta este prost, după părerea mea, pentru că lucrurile de parcare rezidențiale de la bloc se dau pe principiul primul venit, primul servit. Dacă eu mă mut într-un bloc okay. la Trocadero, de exemplu, nu mai aveți loc. Sunt 20 da. De locuri de parcare și eu nu voi prinde niciodată. Exact. Trebuie să mă rog să moare toți vecinii ca să prind și un loc de parcare, să nu lăsăm moștenire. Nu. Există soluții în toată lumea asta civilizată, dar nu le aplică nimeni din primărie. Da. Hai să întrebăm de ce. Nu știu de ce, vă spun un secret, nu știu dacă am voie, unul dintre viceprimari știe aceste soluții. Sunt convins. Voia să le aplice sau se gândea să le aplice, nu știu unde ce s-a scurt circuitat, dar nu s-a întâmplat până acum. Ar trebui să-l întrebăm. O să-l întrebați dumneavoastră. Îl întreb. Nu știu dacă vine domnul Babu într-o emisiune. Îl invit cu mare drag. L-am invitat și pe mine. Până vine domnul Babu și revenim. Ne-am întors, ne-am luat puțin cu vorba cu parcările din municipiul Constanța. Da, vorbim despre spații verzi, că așa v-am promis, blocul pe care l-ați văzut în imagini mai devreme va avea, conform datelor oficiale pe care l-am consultat, 1475,60 de metri pătrați de spațiu verde. Haide să extind de discuție. E de ajuns? Nu mă refer la blocul ăsta. E de ajuns ce să face în această măcar să-l facă. Privință în Constanța? Unde îl face? Asta întreb. Unde face spațiu verde? Să știți că n-am văzut planurile, dar sunt convins că există undeva, există pentru și soluții. Că are niște locuri de parcare, are niște spații comerciale la parter, dacă am înțeles bine blocul ăsta. Știți că s-au construit în Constanța magazine comerciale care au spațiu verde pe acoperiș. A fost prezentată această soluție ca una inovatoare, frumoasă, inedită, care poate ajuta orașul. Da. Și cine beneficiază de spațiu verde? Ciorile și păscărușii? Nu, noi toți, că respirăm da? Aer mai curat. Hai să ridicăm o dronă să vedem dacă e spațiul la verde acolo. Mă gândeam și eu la asta. Aveți dronă? Avem voie? Da, de ce nu? Luăm pe cineva care are așa ceva. Dar eu cred că cei de la Lidl, că despre ei este vorba, ar putea să ne pună la dispoziție niște fotografii sau să ne lasă să mergem să filmăm, că e interesant. Repet, și cum se întreține un spațiu verde pe acoperiș? Întreb, nu știu. Este acces la el? A fost la conferință de presă acum vreo 2 ani și ceva când s-a inaugurat magazinul și a fost prezentat așa ca o idee inovatoare. Nu știu dacă... Iarba crește foarte repede, mai ales vara când sunt săptămâni de acelea ploioase, știți? Imediat crește iarba. N-am văzut fir de iarbă pe Lidl. Poate o fi, dar nu se vede, că magazinul e înalt. Ar trebui să aveți o dronă așa. Da. Aia e interesant, da. Dar dalele înierbate vă plac? Cine? Dalele înierbate. Că și asta cred că este o soluție inedită. Pe la City Mall, parcă am văzut. Invităm și pe cei de la City Mall și pe cei de la Lidl să ne vorbească despre spațiile verzi. Sunt dalele acelea din parcare și crește iarba printre ele. Mm-hmm. E o soluție oficială, înțeleg că legală, de a obține mai mult spațiu verde. Sunt fel și fel de tertipuri la care recurg, vedeți? Ăla nu e spațiu verde, hai să o spunem cinstit. Spațiu verde, parcul tăbăcăriei. Atât. Ce ar trebui să facă administrația locală ca să crească? De exemplu, ar putea să le impună constructorilor să-i spună, tu unde construiești acolo, clar că n-ai cum să faci atâta spațiu verde cât îți impune legea sau hotărârea mea sau ce spun eu. Du-te și fă, nu știu, lângă parcul tăbăcărie sau în altă parte. Mai fă încă extinde spațiu verde. Cu toate că ar trebui să existe pom și spații verzi între clădiri, între blocuri și așa mai departe, nu numai într-un singur loc. Americanii în New York au recurs la acel parc central. N-aveau unde să facă alt spațiu verde. Acolo e plin de betoane. Dar există un spațiu uriaș în mijlocul orașului, care e verde. Atât au putut să facă, dar au făcut. În Paris sau unul de vreo 6 ori mai mare decât centrul. Exact, iată. Nu știu, am uitat cum se numește la... Da, îmi scapă și mie numele, da. Da. Dar credeți că politicienii... Haideți, vă întrerup un pic. Ați fost la Pitești? În Pitești nu. Să mergeți la Pitești, să vedeți cum este Pitești. Și curat, și drăguț. Are un parc superb și are primar PSD. A fost în Craiova, la Olguța Vasilescu. Centrul orașului este reabilitat cu fonduri guvernamentale. Înțeleg că guvernul a vrut să dea bani în Constanța și arată foarte bine. E și un parc imens acolo, dar e un parc natural cumva. A fost o pădure foarte... Da. Numele acela de boier, fostul boier al Craiovei. Scapă da, iar da, numele, da. Dar cred că e unul dintre cele mai mari parcuri naturale din această zonă De pe vremea lui Posatul parcul ăla. Cred că e foarte vechi. Foarte vechi. Credeți că politicienii conștientizează nevoia aceasta de spațiu verde în Constanța? Nu. Sunt convins că nu. Habar n-au. Haideți să vă citesc o declarație din 2019, un interviu dat de Claudiu Palas, președintele Partidului Mișcarea Populară Constanța, pentru replica de Constanța.
S-a urcat pe acest subiect cu zona verde în raport cu problemele reale, suntem puși să blocăm anumite investiții. Eu nu pot să-l opresc, acea construcție din Constanța. Eu trebuie să-i dau posibilitatea investitorului să facă de două, de trei ori mai mult și poate să planteze și în altă parte. Aerul nu stă într-un singur loc. Aerul circulă. Domnule, nu pot să plantez aici, dar de ce trebuie să mă blochez în a pune pe o societate care s-a oprit lângă lac o construcție, pentru că n-a spus spațiu, acoperișul de zonă verde, care să fim serioși, să pui plantare de spațiu verde pe acoperiș, puneai niște licheni și nu știu cât erau de estetici, într-adevăr să aibă pățim ca cei de la City. De ce să-l chinui? Da, mă, frate, fă-ți pavele, fă-ți parcarea cum trebuie și mie îmi pui 2 hectare de pădure lângă un drum, pe o zonă oriunde în Constanță, lângă Valul Traian. Nu știu, dau un exemplu. Ce avantaj am? Îl chinui pe ăsta și pune 3 pomișori în Constanța, face și o investiție mare, oricum nu reușesc să măresc cantitatea de oxigen care v-am spus mai devreme. Și așa mai departe. Vă spun eu care e soluție, e simplu. Exemplu de simplu. Nu mai lasă să construiască acolo în mijlocul orașului. Îl trimit în afara orașului. Da, uitați, Claudiu Pala spune cumva ce spuneați dumneavoastră. Domnule, haideți să lăsăm să construiască, să taie copacii, nicio problemă, dacă plantează mai mult în afară. Nu este o soluție. Dar în afară, am zis în altă parte, aici, nu, nu, în zonă, în oraș, să beneficieze orașul de oraș. E important. Păi da, e dar aerul nu circulă, nu are dreptul, domnule Pala. Hai, mai ales când bate vântul, da. Nu glumesc, când așa bate este, vânt. Da. Știți că spune asta și Radu Mazăre? La noi nu e polar, a zis, că avem marea lângă, vine briza și duci și tot... Știți cât de mișto e orașul ăsta și noi nu ne dăm seama? Dacă nu mă înșel, senatorul Chițac a făcut o referire la asta la un moment dat. Și a zis așa, este cel mai mare port la Marea Neagră. Calitatea aerului este una superioară a celorlalte orașe din România. Marea Neagră, Aerosoli și așa mai departe. Este legat cu o autostradă de capitală și cu alte 2 drumuri naționale. Are aeroport. Este legat fluvial de Europa, prin intermediul canalului Dunăre-Marea Neagră. Și eu întreb atunci așa, unde sunt investițiile străine? Poate. Unde este dezvoltarea avem economică a orașului? Avem un moment de tăcere în emisiune și ne întrebăm amândoi unde da. Sunt. Da. Ar fi trebuit să avem o fabrică de ceva, nu știu, habar n-am. De la polonez, de la japonez, de la... nu știu. Eu cred că nu suntem amplasați așa de bine precum credem din punct de vedere geografic. Marile investiții în România vin din vestul Europei și cei din vestul Europei se opresc la granița cu România, la... puțin dincolo, este, da, m-am dincolo gândit la asta. Cluj, s-ar putea, Oradea. S-ar putea să fie o problemă autostrada care nu este până la Satul Mare sau nu este până în Ungaria. Cu siguranță foarte mare din, cred că 50% din exporturi, dar s-ar putea să greșesc, că vin din industria auto, tot ce înseamnă industria auto, de la tapiserie și așa mai departe, pleacă spre Germania, spre Franța, oamenii. Știți câte lucruri se produc aproape în România? Și pentru industria auto, și pentru multe industrii, enorm de multe. Păi da, de aici până în Cluj faci o oră, faci aproape o zi întreagă, nu știu, 12 ore pe șosea. De ce să nu construiești în Cluj? Am înțeles acum câteva zile sau nu știu, săptămâna trecută, că un proiect de o autostradă, un segment de autostradă, e blocat de nu știu ce gândac. Da, e o autostradă pe care trebuie să fim... Păi, noi nu suntem conspiraționiști, dar băi, nu poți să nu te gândești. Hai mă să o lăsăm încolo de treabă. Chiar un gândac ne încurcă? Nu știu. E vorba de economia unui stat aici. Legăm Constanța de Viena, pe autostradă, de Paris, de Londra, de ce vrem. Și mai departe, hai să mergem cu autostrada la Istanbul. Aveți dreptate. Nu vă uitam pe această logică de faptul că blocând astfel de investiții, blocați dezvoltarea orașului, nu știu, ați atacat... Care investiții? Mai, investiții imobiliare, ați atacat mai multe blocuri. Nu mi-e teamă și vă spun de ce. Nu am atacat faptul că se construiește, este foarte bine să se construiască. Da, să se construiască, dar în limitele legale, nu în afara legii și fără să mă afecteze pe mine care locuiesc în Constanța. Nu-mi trântești mie un bloc sub balcon sau în fața casei și mă umpli de 200 de mașini peste noapte. Da, nu se poate. În cazul de la Trocadero nu sunteți probabil direct afectat. Nu puteți fi direct afectat de toate blocul construcțiile de pe Primilor? Da. Ba da. Locuiți am acolo? O proprietate în zonă, da. Am înțeles. Dar nu aveți și pe Lăpușneanu, unde înțeles că s-a oprit o construcție? Pe Lăpușneanu acolo a fost este altă discuție. Vă referiți la blocul S2, probabil. Da, puteți să-mi spuneți și firma acum, pentru că dacă tot am spus toate firmele din lume. Cambela, dacă nu mă înșel. Parcă e la ei, vă care referiți, au vrut nu? Să construiască, da. Era spațiu verde. Era spațiu verde, au tăiat pomii și au măcerit spațiu verde. Și din câte știm noi, nu se poate construi pe spațiu verde. Păi nu avea autorizație că construiește pe... Se pare că iarăși a fost o instanță care a zis, da, bă, aveți dreptate, hai să vedem mai departe despre ce e vorba.
instanța o să spună într-un final dacă avem dreptate sau nu. Deci procesul dar toate proiectele, vă spun atât, toate proiectele pe care le-am demarat s-au finalizat favorabil nouă. Am avut dreptate. Da. Da? Să știți că nu pot să-mi remarc faptul că v-ați îndreptat numai spre investitori cu potență financiară. Nu v-ați îndreptat, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și către mici dezvoltatori care mai construiesc un bloc ba strâmb, ba înclinat, ba apropiat unul de altul. Care mici? Sunt 5 sau câțiva, îi numeri pe degetele de la ambele lui. Păi numai spre investitori. Păi ăștia sunt, alții nu există. Care mici? Există, după cum vă spuneam, în cartiere tot felul de oameni care mai ridică blocuri de 4 etaje lipite, de exemplu, unele nu de altele. Nu le știu, nu am cum să le văd pe toate. E imposibil, omenește, n-am deci cum. Trebuie să scriem. Noi cei din scrie și dați evidenți. Da. Nu am cum, eu nu știu ce se întâmplă peste tot. Mi-e imposibil, dar omenește n-ai cum să le știi pe toate. Am înțeles. Deci interesul ca să înțeleagă lumea pentru blocul de la Trocadero este pentru faptul că aveți ceva. Acolo eu sunt convins că s-au păstrat indicatori de zonă industrială într-un cartier de case, ceea ce este anormal. La Lupoică, un minut mai avem. E bine să construiesc sau nu? Sit arheologic. Instanța o să spună. Eu cred că nu. Eu cred că nu era spațiu verde și acolo. Da, spunea domnul Chițac într-o postare pe Facebook că e legal, dar nu e moral. Că ar fi legal, dar nu e moral. Iată. Dar dacă e legal, poți să construiești? Adică unde tragem linia? O să-l întrebăm și pe domnul Chițac. Dacă noi demarăm o acțiune în instanță împotriva acestor construcții și într-un final judecătorul spune, băi, n-aveți dreptate, ne retragem, că n-avem ce să facem. Dar dacă spune, bă, aveți dreptate, așa cum a spus de fiecare dată, atunci cine are? Aveți dreptate, ultima întrebare, costă? Da, costă, toate aceste taxele de timbru, deplasarea la instanțe, parcările pe care trebuie să le plătești, da, costă. De ce o faceți? Pentru că trăiesc în Constanța și populația trebuie să se implice într-o manieră sau alta. Vă mai întreb o dată, candidați la primărie? Doamne ferește, nu. Chițac o să candideze. Domnul Chițac, da, a anunțat că va candida, da. Dacă îl susțin oamenii, dar îl așteptăm. Eu cu siguranță îl susțin. Cu toată priceperea mea. Discutăm, facem și emisiuni de campanie. Da, nu e cazul aici, de campanie, așa este. A fost singurul deschis, vă spun sincer. Senatorul Chițac a fost singurul deschis la provocările astea. Domnul Stelian Ion a fost deschis la aceste provocări? Nu știu ce a făcut domnul Stelian Ion. Foarte sincer vă zic, în sensul ăsta. Pare că s-a implicat și în astfel. E posibil, da. Nu știu ce să spun. Nu cunosc. Și el și alții, ca da, să, e posibil, nu. Să nu mai dăm nume. N-am văzut și domnul Palas și... Foarte sincer, n-am discutat cu Stelian Ion despre asta. Mulțumesc frumos pentru prezența noastră, domnule Chircoria. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.